Și adu-ți aminte că ziceai de fotbalist străin că nu prea au venit. Eu am fost antrenorul care l-am adus pe Junior Moraes la Bistrița. I-am dat 5.000 de dolari salariu, da. Și geaca după mine, săracul, venise fără geacă pe el. Nu știa că în Brazilia era cald și când a venit la Bistrița, când a dat de frigul ăla. Și ziceam lui Neajan, Dumnezeu să-l ierte, băi Neajane. Zic, mai vrea 50 de mărci băiatul ca să-și plătească chiria, că venise cu prietena, urmea să căsătorească. Nu, e destul, nu știu, nu credea în el. A venit Junior Moraes, am plecat în turneu în Antalya, că zăpadă mare, ne-a dus Neajan, mamă, cel mai bun conducător care n-am văzut, care l-am avut în viața mea. Deci n-am văzut de departe. În fine. Îl duc, o să fac o paranteză și o să spun o chestie foarte importantă. Îl plecăm cu el în cantonament. Semnase contractul, dar nu îl înregistrase, știi cum se înregistra? Da. Că moșu bandit, ce zice? Stai mă, să vedem, să nu știu ce. Îi dau 5.000. Da, merită, nu merita, joacă. Bă, niște meciuri pe acolo, cu Neftchi Baku, cu Samara ăia de până Rusia, cu ea. Bă, ia spart în două pe toți, cât un gol, cât un gol, cât un gol, pac, pac. Vin niște azeri, cu o geantă de bani, Neajan al meu, cum stătea el la mijlocul terenului acolo, stătea pe un scaun. Stăteam la un hotel, nu-i dau numele să nu dă publicitate. Dar și de asta, să faci, la Adora stăteam, avea el o relație acolo, în Antalya. Stătea, vine moșul, vine ăia să dea 500 de mii pe el. Bă, 500 de mii, el luase gratis cu 5.000 salariu, 500 de mii, unii. Seara mă cheamă. Ce bă, și mie, bă, ai avut dreptate, bă, băiatule, bă, ce facem, bă, cu ăsta, îl dăm? Zice, nu știu ce. Și zic, băi, Neajane, nu știu, să iei 500 de mii așa, pă, doar că ai plătit un bilet de avion. Mulți, da. Zic, ai plătit un bilet de avion, zic, dă-l mâine, e și asta. Nu, bă, nu-l dau. Simt că ăsta ajunge jucător mare, l-am văzut, nu știu ce. L-a ținut un an la Bistrița și l-a luat Metalurg Donețk pe 1.400.000. Jucător a dus zero, fratisul mult mai bun ca el. Nu zero, și o geacă. O geacă, da, o geacă. Dar i-am luat-o înapoi. Și dar fii atent, fratisul mai bun ca el. Bruno Moraes, câștigător de Cupa Europeană cu Mourinho, la Porto. Așa. Și săracul își rupe ligamentele la ambele picioare și se nenorocește. Ăsta ajunge și joacă în Naționala Ucrainei, ia cetățenie. Se duce la Metalurg Donețk, joacă, mi se pare că a jucat și la Kiev și la Metalurg Donețk. Și, adică, goluri. Bă, n-am văzut așa jucător și ca ăla. Și mie îmi plăceau jucătorii ăștia, brazilienii albi. Brazilienii albi au ceva. Uh-huh. Au ceva. Uh-huh. Și îmi plăcea cobora între linii, ceea ce face Ragmani, știa. Mie îmi plac vârfurile astea care vin. Dar incredibil, ăia nu-l semnase și ăia deja... Îl semnase, dar nu-l înregistrase la ligă. Am înțeles, da, da. Și dacă nu-i plăcea, nu-i plăcea sau așa, da, zicea, du-te bă, de aici, normal. Adică, deci, i-a plătit biletul de avion. Păi l-am luat, era, am plecat atâta, în cantonament. Și primea 500 de mii a doua zi pe el. 500 de mii au venit aia cu geanta de bani. Ce ai vrut să-mi zici de Neajan? Ai zis că e o paranteză. Deci, Dumnezeu să-l odihnească. Am semnat contractul cu el în piscină. Adică am dat mână, așa. Știi? Făcea el piscină, zic, bă, trebuie să-l îmbârli pe moșul ăsta, că nu se poate, mă ține așa. Și eu eram ca fel ca ăsta, ca Junior Moraes. Aha. Făcusem pregătirea și astea și zic, bă, frate, băi, Neajane, tot o lungești, o lungești. Stai, scuza, mă, dăm voie să zic una, mai după înțeles? Ușă, când s-a aruncat... Dăm voie să, da. să te scuza, să zic da. Una. Șucu are piscină? Da, e bună, da, e bună. Fii atent. Și... Dar cum am ajuns? Eu mă duc, că recunosc, mă duc la Nea Mitică. Era șef la ligă. Și zic, Nea Mitică, bă, eu simt că pot să ajung antrenor. Simt că pot să ajung antrenor. Uite, am fost 3 ani în divizia C, în divizia B, în astea. Și bă, toată lumea mi-a zis de tine. Ia stai, bă, pune mâna pe telefon. Băi, Jane, băi, mai vine bă, Armeanu. Erau la retrogradare. Ia-l bă pe Șumudică, nu știu ce, nu știu cum. Băi, așa, ia-l bă pe Șumudică, garantez eu, nu știu ce. Și asta. Deci, Nea Mitică m-a ajutat în viață, recunosc. Da, da. Bun, a vorbit cu el, ajung, fac pregătirea. Dar stai, dar cum a fost cu piscina? Păi stai să spun, ajung, nu semnez niciun contract, plec în pregătire. Eu cum, cu un secundă, ăsta mă tot întreba, ce bă, dar mergem așa, nu semnăm nimic, nu știu. Ajung acolo, tot îl păzeam, câștigasem vreo două meciuri amicale, zic, n-am cum să-l scap astăzi, zic, n-am cum, peste el în piscină. El tot dădea din brațe, zic, Jane, scoate mâna aia dreaptă și hai să dăm mâna, că n-am venit, așa, cheamă-l pe ăla cu contractul cine era, unul Dumnezeu să-l ierte, a făcut, nici nu mai țin minte, Sucile? Cum, Moga, da. a făcut infarct, săracu, a murit Dumnezeu să-l odihnească. Și zice, băi, 4.000 ești mulțumit? Pe vremea aia, zic, era prima mea echipă în Liga 1. Zic, da, bate palma cu mine. 4.000 mulțumit.
Bă, frate, n-am văzut în viața mea un conducător. Da. Câștigam meciul astăzi. I-am scos de la retrogradare. Erau pe loc retrogradabil și am terminat pe locul 9 în sezonul ăla. Dar făcusem o echipă trăsdet. În fine, la Tovleviș, fundaș stânga, wow. Ciucă cu Năstase jucau fundaș central, ții minte, și acum Homei fundaș dreapta. Îmi alergau ăștia doi, Homei și cu la Tovleviș, n-am văzut în viața mea. Ăsta Moraie și în față, îl aveam pe Coroian, care a avut accidentul la cerebral și astea în spatele lui, fotbalist bun de tot. Aveam doi mijlocași centrale, alergau, dar n-am văzut de când m-a făcut unul Zerui, l-adusesem de la Benfica, eu împrumut în relațiile mele. În fine, și Hora în dreapta, viteză care senzațională. N-am văzut viața, m-a rupea brazda sub el. Îi prindeam pe toți, îi ardeam pe toți. Am făcut 0-0 cu Urziceni, care au luat campionatul atunci. Yeah. Steaua de-abia ne-a bătut cu 2-1 cu o japcă aceea pe vremea aia. În fine, nu mai contează. Și vine Neajan într-o dimineață la mine și zice, băi, și-mi zice, uite așa, 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 ce am văzut că astea, am și rugăminte la tine, avem deplasarea asta, mergem până la Alba Iulia, nu știu ce, zice, pot să le dau și eu un sandwich? El având o carmangerie, da. Era clubul și de desubt făcea, nu-ți mai spun, când plecam acasă, așa pleca mașina vapor. Nu mă lăsa, zice, te rog eu frumos, pentru doamna. Zic, bine, ok, un kil de crembuș, un kil. Bă, când deschideam portbagajul acasă, vițel, damigene de vin, alea, zic, băi, eu nu beau, mă, astea, le dădeam pe la toți, îți dai seama. Dar ce cârnați. Cum arăta mașina? Așa pleca. N-am ca văzut vapor, în viața mea, ca vaporul, da. Și zice, apropo, și atunci am dat mâna cu el în piscină și a zis, 4.000. Zic, bine, 4.000. Nu se termina, nu începea următoarea etapă, în săptămâna premergătoare a meciului, gentuța de bani, venea, luați băieți, imediat primă. Mă, nu știu ce făcea săracul, avea un singur apartament și 5 cămăși. Da. N-am văzut în viața mea. Nu știu ce făcea, cum făcea, făcea rost de bani, imediat banii la băieți. Deci așa, conducător, îți dai seama, să-mi cer mie voie în primul meu an de antrenorat să dai un sandwich la jucători. Deci cât de respect avea pentru antrenor. Să zic că pot să le fac și eu un sandwich, să le dăm pe drum. S-a băgat vreodată să-ți facă echipa? Niciodată. Niciodată în viața lui. Nici nu m-a întrebat cum joci, ce sistem, ce... Nu.